Hei, bună dimineața, bună dimineața! Este luni, o nouă zi, un nou capitol. Mă aflu la Instalcom. Instalcom este o companie foarte mare care are peste 1000 de dubițe, dube și tot așa, 1000 de vehicule. Vehicule! Sunt aici să colantez aceste mașini. Tot autocolantul ăsta este pentru 4 Mercedes Tipper. Treaba e că e un pic cam frig. Dar asta e. Ce să-i faci? Dintr-o dată s-a schimbat vremea grav. Băi, cred că o să numesc... Ce are pe ea? Are decât de asta atât. În orice caz, asta e pentru prima curățare. Avem aici soluția magică. La muncă e nasol. Partea a doua. O nouă zi. Un nou episod. Dăm bine cum a clavat pe ăsta. Pac, totul e aranjat frumos. Trus acolo, F1 pentru priză, F1 cu baterie în caz de n-avem cum să ajungem cu cablu acolo la priză. Cafeluța, bineînțeles, nu lipsește. Magneții mei custom made. Toți 16 2 4 6 8 10 12 14 16, da, perfect. Așa. Cam asta este ce am de făcut astăzi. Mercedes Tipper, nu știu de ce îl numesc ăștia Tipper, dar în fine. Asta e tot ce am de făcut. Pe spate, capotă și uși laterale. Hai să mergem să ne apucăm să le ștergem. Astea sunt făcute, asta e făcută, alea pe partea alta sunt făcute. Asta este. Una, două, trei. Și mai am una unde lucrează băieții acolo. Hai să începem. În primul rând, trebuie să le dezinfectăm. Dăm bine cu soluție. Asta e prima, strigare. Treaba e că pe designul meu n-am dung asta aici. Ceea ce o să mă încurce. O să stea în cale. Pac, frumos, simplu. Mergem mai departe. Avem aici undeva pe mijloc, iarăși Instalcom. Bam, bam, bam. Mai punem soluție. Este foarte bună soluția asta. Pentru dezinfectat, pentru curățat. Treaba este că băieții ăștia de la Instalcom lucrează în exclusivitate cu compania cu care lucrez și eu, pentru care lucrez și eu, EU Science. Da, și tot ce înseamnă dubițe, dube, vin la compania unde lucrez eu, adică noi le facem. Pe fiecare săptămână am câte 10 cel puțin. 10 dubițe de la ei. Da. Ștergem pe toate frumos. M-a întrebat cineva ieri pe Facebook de când fac lucrul ăsta. Dacă am experiență, muncesc în colantări din, nu știu, din 2010, în advertising. Nu, de fapt, muncesc mai de mult, din 2006, dacă nu mă înșel. Dar îți dai seama că atunci de-abia am început, ușor, ușor, vopseam fiare când am început. Prima oară. Deci poți să-ți dai seama ce e,
ce făceam. Astea se închid, nu? Nu se închid, dar cred că se dau peste cap. Poate le rup. Lasă-le așa. Mai bine le ocolesc. Ia uite mizerie. Ia uite mizerie, ce astea, o, frate, o. Uite așa. Hop, 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 hop. Foarte frumos dezinfectate. Da, am început să muncesc în domeniul ăsta, în București. Era o firmă exact lângă casă, la 3 minute maxim. Fargo Deco Design se numea compania. Acolo mi-am căpătat experiența. Am fost și puțin cu ăștia de la Fargo. Am fost în Germania la mama firmă, mama tuturor autocolantelor, Orafol. Am fost la fabrica unde se produce autocolantul. Am văzut cum se produce. Acolo am avut un curs de 3 zile. Ne-a învățat cineva cum să aplicăm autocolantul, dar ideea este că ei foloseau un autocolant foarte scump, pentru că era o fabrică, iar la noi în România nu se folosea autocolantul ăla. Asta e șters, e șters. Aproape. Bam. Așa, spatele l-am făcut. Alea sunt șterse pe lateral, aici am șters lateralul. Așa. Hai să întoarcem crâpa pe partea elaltă, luăm partea curată. Mai apucăm mai departe de șters. Da, mă, fraților, deci experiență în domeniu avem. Pentru cine e curios, am postat un filmuleț pe un grup din asta cu mașini și m-a contactat un băiețel de acolo, după grupul ăla, că vrea și el o dubă să o colanteze. De ce nu? De ce nu? În timpul liber sau și în cursul săptămânii, nu-i problemă. Ideea e să avem timp și să nu plouă. Știți voi cum e Anglia asta. Plouă toată ziua. Ce crezi? Ieri a fost înnorat toată ziua. Astăzi a ieșit soarele. Și de mâine până duminică arată numai ploaie, frate. Ce-ți dai seama ce frumos. Bele. O, ce frumos arată după ce le ștergi. Hop. Alo? Sunt eu, Picasso. Vezi? A doua oară, după ce șterg a doua oară, gata. Ai, super curat. E foarte important să ștergi mașina bine, pentru că nu o să ai mizerie sub autocolant. O să ai finisaj cum trebuie, fără nubule. Ai văzut când îți rămâne un pic de mizerie sub autocolant, să vede o bolinuță mică. Da. Se pare că nu sunt singurul care lucrez aici. Mă ștergem o dată și spatele. Mamă, e ceva alunecos pe aici, pe jos, ulei, cred. Hop. Au, ce frumos. Curat. Cam atât cu ștersul. Bate la ochipor. Pe ultima dubă, acolo am pe spate o bulină. O bulină de... Așa.
punem cârpa aici la uscat. Scoatem mănușile. Uf. Cârpa asta este murdară. Și avem așa. Asta este față, front. Așa. Avem spate care nu trebuie acum și două laterale. Pac, prima dubă. Avem 2, 3 bucăți. 1, 2, 3, 4, 6 magneți. Hai să vedem cum le punem. Pac, vine una aici, una aici. În desenul meu. E aiurea, că arată undeva aici. E ciudat, nu prea pot să le pun aici. Ba ba bi bam. Ta 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 ta. Cum facem, frate? Că n-am locul scrisul ăla mic. Tăcă, 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 tăm. Da. Mai vedem porul. Să le poziționez pe astea aici. Mamă, nu prea am loc de scăsulețul ăla. Ia iure. Scăsulețul e destul de moricent. Nu știu dacă o să încap aici. Să mai vedem o dată foaia. Hai să mai vedem o dată foaia. Da, arată sus aici. Păi și ce să-i fac, ca în dunga aia. Și asta e atât de mare. Iar astea pentru laterale care sunt. Astea sunt pentru spate. Astea sunt pentru față. Ia să vedem cum arată, cum se încadrează. Hop. Mamă, dar n-am făcut la plecări cu oglinzile astea. N-am decât să pun exact așa. Și așa le voi pune. Exact așa. Ah, spatele. Trebuie să mă duc cu asta un pic mai sus. Și ai. N-am ce să-i fac. N-am ce să-i fac. Așa voi începe. Așa voi proceda. Vin cu asta până în colț aici sus, frumos. Fac. Scrisulețul meu aici în mijloc. Ba ba bi bam. Ce trebuie să fac e să mai cobor cu asta un pic. Ca să vadă un spațiu egal între ele. Cât de cât. Asta e maxim ce pot să fac. Deci așa le voi pune. Așa le voi pune. Asta stă aici. Hai să iau racleta și cu caterul. Să mă apuc de treabă. Pac, pac. Acolo arată mult mai jos. Tu-tu-tum. Deci am fost și am vorbit cu conducerea. Trebuie să respectăm poza. Așa că am dat jos toate dungile alea galbene. Am avut ceva de muncă. Dar asta e. Trebuie să respect, nu? Trebuie să le faci pe plac. Deci atunci semnul meu pleacă de aici până în mâneri. Pac. Ceva de genul ăsta. Ăsta vine dedesubt. Bam.
I-a scris-o. De ce dracu le-a făcut așa? Ce de căcat, bă. În fin, dacă ei îl vor așa, așa îl facem, nu? Bun. Să stai aici. Deci cam aia e, arată cam poza. Să fie sănătoși. Ei au ales. Dar urăsc când se întâmplă așa. Când se schimbă proiectul. Deci trebuie să-i dăm niște cote de aici. Avem 32,5. Nu știu dacă pot să mă duc mai sus de atât. Nu pot să mă duc mai sus de atât. Trebuie să-l pun la 32. Să-mi vină sub 32,5 mm mai jos. Uite așa ceva de genul ăsta. Avem 32 exact, iau-te. Haha. Aici cât avem? 34, trebuie să mergem la 32. Bobiță, dacă mă duc la 32, cred că arată strună. Cred că ăsta se duce în jos. Panoul ăsta. Hai să mai mergem 2 mm. Să vedem cum se vede. 32,5. Cu 32. Ce-ai greu? Ia să vedem acum. 32, da? Cu 32. Din bandou. Nu la toate mașinile pot să măsori din bandou. Pentru că nu mereu este drept. Și atunci ăsta are 7. Cu aproape 7. E vorba de 1 mm mai sus. Pac. Și acum suntem exact 7. Bang on 7. Hai să vedem cum se vede. Da, deci asta e. Respectăm cotele astea. 32 cu 7. Parfum. Iar aici lăsăm un deget. Bun, hai să ne apucăm de treabă, că am pierdut o grămadă de timp. Cu ștersul, cu dungile, cu toate cele. Hop, îți facem frumos autocolantul. Facem dunga magică. Facem un punct aici să stea. Și apoi începem și luăm. La racletă. Șurel, șurel. Să facem toată laterala. Pac. Asta o ținem între picioare. Și mergem așa. Astea de obicei le fac așa, le împăturesc bine, pentru că nu-mi ocupă foarte mult spațiu în geanta aia pentru mizerii. Uite-o acolo, geanta. Aia de Amazon, de delivery. Fuck, perfect. Vede cineva vreo bulă? Nu vede nimeni nicio bulă. Am văzut eu ceva aici. Care iese. Cam atât. Cam atât cu partea asta. Mergem mai departe cu scrisul, numărul de telefon și e-mailul. Pac. Hei. Facem dungă. Să fiu sigur că stă. Luăm magneții, punem pe ușă. Astea mi le pregătesc în atelier, dacă nu le pregătesc eu, le pregătesc băieții de acolo. Dar le pregătesc în felul... Haide, mă. Le pregătesc cum le zic eu,
când pliul la plic. Nu e. Înțelegi? Normal, aici trebuia să pun roșu prima oară, să măsor să pun negru. Dar, ca să câștig timp pe teren, le poziționez din atelier. Și atunci pun unul întreg și gata. Așa, și mai avem pe ăsta mic, care de obicei le pun la 1 cm, pop, stai aici, le pun la 1 cm sub roșu. Pun la 1 cm sub roșu, stânga-dreapta, 1 cm le mă refer la literele mari. Pac. Asta nu e nimic. Aha. Să luăm tot gunoiul. Op, op, asta-i poza cu mașina, cum trebuie să arate. Haide, am terminat cu magneții. Îi iau, nu-i lasă aici, că-i uit. Îi punem la vedere. Deodată lăsăm poza deoparte și avem așa una pentru laterală și un front. Ah, frontul vine aici, iar laterala pe partea asta alta. Op. Laterala, de obicei nu o desfac toată, dar vine așa pentru că o am pregătită din atelier. Da, eu am făcut-o așa. Mai să le pregătesc ca să -mi fie mult mai ușor de aplicat. Și cam asta e cu lateral. Perfect drept, fără bule. Simplu. Punem gunoi aici. Opa. Să le iau de acolo. Bun. Capota, nu știu de ce au făcut-o așa mică, dar asta-i. Începe cu aia, începe cu asta. Perfect. Și atunci am în 26,5 cu 26. Mergem mai jos. 26. Și atunci mai facem o dată așa. Avem 4,5 sau 11. Sau 11, perfect. Încă o dată ca să vad. 26. Unde e un 26? Dacă trag de ea, uite așa întinsă, 26. Și aici undeva iarăși 26. Deci cam asta ar fi. Hai să o punem și pe asta repede. Pac. Da. Deci facem frumos. Am văzut ceva aici, de la o parte, dacă pot să curs bine, de ce nu? Așa, am magneții la o parte. Ah, urăsc mașinile alea care au capota de, care au capota de plastic. Perfect.
aici. A doua oară aici. Racleta asta e super tare. Super tare. Este o racletă nici moale, nici tare. Între ele. Între ele și astea aici de două ori am pus pâslă. Una peste alta. Ca să mă ajute la când aplic autoclon. Ba, am zis că n-au o borsetă de aici. Să-mi pun toate alea în față. Da, uite că n-am luat. Pac, 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 pac. Nimic. Așa. Asta la gunoi. Ce am aici pe partea asta la altă? Am de căroș, îmi trebuie scrisul și cu galben. Hai cu una. Am așa un scris. Unul ăsta. Și unul ăsta pentru lateral. Așa. Avem una, două, trei, patru magneți. Punem tot aici separat. Ăsta. Plecat aici de sus din colț, un centimetru de aici. Pac. Ia să vedem cât avem aici. Aproape 32. Punem la 32. Bun. 34. Mergem la 32. Așa le-am pus pe toate. 32. Aici cât s-a făcut? 32 și un pic. Da, un pic mai jos de aici. Așa. Și atunci avem 32. 32. Perfect. Pentru familia mea. Astea avem separat aici. Am verificat în poza aici să vedem cum vine asta. Partea cealaltă 020. Deci 020 020 020. Hap. 70. Trebuie să vină cu asta. Și să merge undeva la 7 cm. Hap. Avem unul aici. Și al doilea aici. Hai să-i dăm măsurători. Avem undeva aproape de 7. 7. Și aici la fel. Undeva aproape de 7. 7. Opa. S-a mișcat. Ba, seara m-am culcat târziu, bă, rău de tot. Pe la 12, 12 și ceva. M-am uitat la Legenda. Nu știu dacă ziceți cu Tom Hardy, parcă-l cheamă. Cu frații aia doi, unul psihopat și unul gangster. Da, în orice caz, marfă filmul. L-am mai văzut de câteva ori acum, dar nu știu de ce îmi captează atenția filmul ăsta. Dar e super marfă, în orice caz. Cel puțin partea aia când se bate înăuntru în barul ăla. Ciocane.
Nu știu să bat cu ciocane direct. Așa. Pac frumos. Haide. Una. Două. Nu? S-a dus. Info install com. Bă, dar ce mă omor oglinzile astea, frate. Aceeași procedeu. Îi facem dung aici și începem și raclăm. Racla. Hai, lasă, ok, pierd timp așa. Nu e foarte cald ca să lipească repede. Deci asta înseamnă că n-ai bule. Am văzut ceva acolo în față. Nu știu dacă le vedeți și voi. Da-da-di-dam. Uite aici. Una. Două. Asta nu știu dacă e bulă. Nu e bulă asta. Așa. Luăm scrisul ăsta care... Mamă, ce degete urâte am, bă, frate. Am o citire acasă, am făcut o scară cu ciment cu dale. Am vopsit holul la intrare. Și am niște mâini acum. Pac. Pac. Nu mai trebuie să-mi iau neapărat o borsetă de aia. Neapărat. Așa. Și acum avem install com. Uite, așa-l fac de obicei. De obicei. A, de fapt, ați văzut pe capot. Pac. Pac, l-am poziționat. Magneții ăștia. Mi ușurează munca grav rău de tot. Haide. Asta e în așa. Bam, bam. O magneții. Îți facem folie de tot. Și hai cu ea. Pac. Folie pe folie, imediat se lipește. N-ai niciun stres. Așa. Să luăm miseria după jos. Unde sunt oglinzile alea? Uite-le aici. Se ar mama lor două oglinzi. Magneții. Facem asta. Cam așa arată și lateralul ăsta. Opa. Punem la gunoi, asta e față, îmi trebuie spatele acum. Hop. Și cul ăsta. Spatele vine acolo. Tararira. Jup. Pe spate nu pot să folosesc magneți, pentru că asta este din aluminiu. Ceea ce nu-mi place. Facem așa. Și o să vedeți de ce.
da? Pac. Și facem aici o mică îndoitură. Iar acum aici avem centru. Deci nu trebuie să-l mai măsur. Pac. Și ăsta este centru. Trebuie să-ți ușurez munca. Stai, măsuri stânga-dreapta să-l încentrez, să-l alea. Nu, frate, nu. Trebuie să-l las în jur de 5 cm sus-jos. Și atunci avem o dată aici 5. A doua oară aici avem 5 și... Nu, 45. Așa, 5. Ce să mai 5? Cu 5. Pune ruleta apoi. Îndreptăm un pic. Haide, unde să fătă. Nu trebuie să o mișc. Drept. Nu prea înțeleg rolul ăsta pe spate, dar dacă ei vor să fie sănătoși. Așa. Și aici la fel. Pac, pac, pac. Așa. Unde mai am aici? Mai am o dungă. Hai să-i fac și aici cu asta altă. Da, asta îmi place mie, racleta asta. Că e super practică. Bam, 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 bam. Frumos, finisaj frumos, nu? Hop. Facem asta așa, mai multe. Pac. Pachetul aici în hârtie. Și aia nu ocupă prea mult spațiu. Iar acum să facem asta, îi dăm mijlocul la fel. E, bine că ai căsut. Bam. Și atunci avem mijlocul undeva aici. Iar aici lăsăm în jur de 2 cm. Doi jumate, doi, nu contează. Hop. Hei, hei, hei. Nu se lipește calma pe asta. De ce, nu știu. A, a fost aici mâncarea asta. Care e pasul ăsta aici, da-i. Hop. Part of the A. O C U. O C U. Aici facem ceva de genul ăsta. Pac. Colțul cu rotundul. Desfacem. Pac. Ținem cât de cât pe poziție. Așa, mă, frate. Uite, vezi?
Aia a fost problema mai devreme, s-a zlipit că n-am făcut la dungile astea. Perfect pentru familia mea. Cam asta e și pe spate. Unde se hârtie? De aici. Cam așa arată. Cam asta am de făcut astăzi. Deci asta a fost una. Mai avem una acolo, două. Și asta cu lift pe spate, trei. Deci toate sunt patru. Ne auzim când noi termină. Hei, am revenit. Am terminat toate dubele. Asta e gata, aia e gata, aia altă e gata. Asta este gata. Toate sunt la fel. Același design. A trebuit să scot dungile astea, după cum v-am zis, ca să pot să pun, să respect designul după hârtie. Și pentru că m-am mișcat cu talent, mi-au adus o mașinuță, acest Ranger. Of, trebuie să scot toată folia asta după el. Am un hitgun care nu mai funcționează, ceva e neregulă. Ce o fi neregulă cu această rolă? Era sărită siguranță. Haha. Trebuie încălzit bine înainte, pentru că e foarte rece mașina și o să rup autocolantul când îl desfac după mașină. Ia să vedem. Hai că ușor, ușor. O, ia, treaba e că trebuie să șterg tot lipiciul ăsta pe urmă. Hai da. Ia uite bă, n-ai de cablul, pe unde s-a băgat. Hai cu tata, haide. Dar nu-i problemă. Așa, ușor. O desfaci. Nu trebuie încălzit nici prea mult autocolantul. Dacă îl încălzești prea mult, se desprinde de lipici. Și atunci tot lipiciul ăla rămâne pe mașină. Trebuie încălzit cât de cât, să nu fie rece. Pui palma pe el și dacă simți cald, e perfect. Haide mă! S-o ținem în permanență cald așa, ușor. Mai departe. Așa tot. Hai cu el jos. Nu știu dacă se observă, dar până aici nu l-am încălzit tare. Aici am ținut prea mult pe unul. Și uite, a rămas lipici. Nu știu dacă se vede. Ceva urme. Dar nu-i problemă. Nu e problemă pentru că avem o soluție specială pentru șters lipiciul. Pentru șters lipiciul de pe mașină, care nu atacă vopseaua, da? Deci nu atacă vopseaua. Mergem mai departe.
Opa, așa, hai să vedem și aici o încălzire. Mamă, ușa asta e slui. Haide, ta, hai. Uite așa. Uite așa. Hop. Jos cu el. Jos cu el. Hai și cu bulina. Asta vor să păstreze, mașina asta vor să o păstreze fără sticăre. Bănuiesc că e doar pentru contabilitate, alte de-astea. Sau poate sunt undercover. Poate se duc undercover cu asta. Aha. Pizza. O să fac acum tot ce este mare. A, vreau să vină după mine. Dar nu-i problema. Uite așa. O să dau jos acum doar ce este mare. Ca să înțelegeți ideea. Ia uite aici. Aplezi-mi vopseaua, frate. Plastic asta. A, și aici s-a crăpat. Păi că a fost lovită ceva, reparată și au fi pus prea mult chip de la sau fibre de sticlă, să ne aibă folosesc ăștia să repare plastic. Da, frumos, frumos, ușor, ușor. Opa. Opa. Ce-a fost aia? De ce s-a oprit? Ce s-a întâmplat, boss? Vai de capul meu, am rămas fără fân. Da, bă. Hai să băgăm în notă să vedem ce ești treabă. Hai că lot. Cred că se încinge prea tare. Aha. Punem aici. Hai să vedem și lui ăsta repede un încingere. O să-l dau jos. Până nu se oprește iar priza asta. Hai să plec de la colțul ăsta de aici. Mi-am stricat toate unghiile cu autocolantul ăsta. Iar a sări. Nu o să poate așa ceva. Ușor, 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 ușor. Aici mi-e frică. Haide. Ușor, 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 ușor. Ușor, 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 ușor.
Să vedem ce se întâmplă aici. Se pare că nu se ia. Ok, bine. Dacă nu se ia. Să-l luăm prin învăluire așa. Și din stânga și din dreapta. Haide. Bravo. Bravo, bravissimo. Și tot așa continui. Vară pe urmă tot. Am uitat să vă arăt o treabă. Când folosești cutterul să iei după mașină scrisul, nu faci așa direct, pentru că vârful la lama este foarte ascuțit. Îl faci undeva pe ciment, uite așa, ca să îi strici vârful ascuțit. Da? Și acum ai 95%, nu, de fapt ai 5% șanse să zgârii mașina. Cu lama foarte ascuțită, 100% o zgârie din când în când, când băgai, fac la și un pic de vopsea, tâc, tâc. Dar dacă faci așa, nu se mai zgârie deloc. Numai să nu intri tu direct așa, știi? Pac, cu vârf. Dacă intri prin lateral, nu se întâmplă nimic. Hai să-i dăm drumul la treabă. Gata, am terminat, dat jos autocolantul. Uite, am mai rămas pe aici, pe acolo, niște lipici de la litere. Dar nu-i problemă. Că după cum v-am spus, trebuie să-mi iau mânușile în primul și în primul rând. Am o soluție specială care dă jos lipiciul. Dă jos lipiciul. Facem cârpa asta așa, că deja e murdară. Și avem aici adeziv remover. Ba ba bi ba. Înmuiem cârpa asta bine, bine. Bine, bine. Să fie umed peste tot. Și hai cu tata. Ia uite cum se duce. Ia uite cum se duce. Asta a fost vopsită partea asta aici, bă, frate, bă. Mai mult lipici. Mai lipici. Tada! A dispărut. Mai avem aici. Dar asta e foarte puțin. E ăla care a rămas pe lângă. A rămas forma, iute. Bă, ești nebun. Ce dracu, cum asta a fost vopsită peste tot? A vopsit-o pe lângă autocolant. Treabă. În fine. Se duce ușor, ușor. Se duce. Hop. Uite aici cât e. Uite aici cât lipici, bă, frate, bă. Nu știu dacă vedeți și voi. Unde e lipiciul? Uite-l aici. Un pic de lipici ce-a mai rămas de la ăla. Se duce ușor, ușor. Se curăță. Uite aici mai avem o bucată. A, toată partea de sus mai avem lipici, frate. Uite-l. Uite-l pe lipiciu. Uite-l pe lipiciu. Gata. Hai să mai dăm și pe partea asta altă, ca să nu împrăștim lipiciul. Aici mai aveam tot așa un scris. A mai fost
Aici a fost bulina aia. E forță rău asta. Soluția asta de curățat. Iată, aici a dat cu ceva la asta. Cred că a dat cu W de la. Astea sunt dalea de smoală după asfalt. Iată, s-a șters și asta. Nu știu dacă observați voi aici undeva o bucată cu lepici. L-am umezit un pic și îl mai lăs așa un pic ca să-l atace. Uite așa. Și să ia pe urmă super ușor. Uite cât de finuț. Frumos, fără să zgrii mașina, fără să folosești plastice și tot felul de raclete care înlătură adezivul. Hop. Treaba e că această soluție nu atacă vopseaua. Nu atacă vopseaua și nici lacul. Ia uite, nu se mai vede nimic. Forță. Aici nu avem cine știe ce lipici. E un pic, da. Niște zgârieturi pe acolo, pe acolo. Uf, ce mă doare mâna. Mai schimbăm. Hai da. Hai da cu tata. Și asta a fost o sfită laterală asta. E plină. Iată. E plină de puncte. Ce, dar cred că toată mașina a fost vopsită. Mai avem un pic aici. Aha, și mai am pe spate. Am mai fost pe spate două țipil de mici. Două bucăți de autocolant. Haide, 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 haide. Bravo! Aici au fost ale. Astea nu prea lăsa lipici aici. Cine știe ce lipici. Dacă pe marginea un pic. Pe marginea țipildului.
Aici un pic sus. Gata. S-a rezolvat. S-a rezolvat cu lipiciu. Punem soluția magică la loc aici. Iar ultima mână. Ultima mână trebuie să-i dăm cu o soluție de asta de curățat, pentru că ăsta adeziv remover ăsta mai împrăștie lipiciul un pic pe acolo pe acolo. Și ca să evităm să avem lipici pe acolo pe acolo, îi mai dau așa una de control. Și atunci sunt 100% sigur că nu las lipici pe mașină și nu mă înjură nimeni. Este exact cum trebuie. Asta e un alcool foarte tare. Ia uite, fiță. Și aici la fel. Dăm și panul ăsta la altul. Ce folită vopseaua, bă, pe asta. Uite așa. Pac. Și acum sunt 100% convins că nu mai am lipici. Și pe spate aici un pic, unde au fost alea alte. Gata. Asta e, am încheiat pe ziua de astăzi. Mai trebuie să fac decât poze la tot ce am făcut astăzi. Și cam aia e. Trebuie să mă să-mi iau pauză. Ce e cel mai important. Să bag eu înapoi astea mâini. Așa. Strângem feul ăsta. Jucăria. Dă-te ce? Ai ajuns tot omul aici sus. Când tu trebuie să stai jos. Haide, haide, intră cu tupeu. Și ăsta îl pun așa aici. Hop. Nu cred că mai frige. Să mai simte un pic cald. Dar fac altceva, nu-l bag acum înăuntru. Îl las afară deocamdată. Am, ce am? Mai am caterul, dar caterul să-l las aici separat. Tărpele alea două la gunoi cu ele. Și mai trebuie să strâng prelungitorul ăsta de 100 de kilometri. Ah. Nu e prelungitorul, nu e prelungitorul de la ăștia de aici. L-am desfăcut că tot sărea siguranța. Și mă gândesc că se încălzea cablul. Stătea tot strâns aici, grămadă. Și cred că de-aia sărea siguranța. Sărea siguranța de la prelungitor. Haide. Așa tot. Haide. Și mai am? Tot mai am, frate. Ești nebun. Lung mai am.
Aha. Așa, frate. Și am rezolvat. Punem prelungitorul aici. Și cam asta e. Mănușile, nu mai am nevoie de ele. Închidem ghezdanul. Ăsta-l meu în mașină. Rămâne aici. Mai am de făcut poze și gata. Ciao, v-am pupat, să trăiți!